Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări live și pe paginile noastre de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și Hunedoara Liberă și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde puteți să vă abonați pentru a fi la curent cu toate informațiile și toate noutățile pe care le prezentăm în fiecare zi pentru dumneavoastră și vă mulțumim că ne urmăriți în număr tot mai mare. Discutăm astăzi despre proiecte, despre provocări, despre tot ceea ce înseamnă până la urmă administrația publică atunci când ne referim în special la comune. Sunt multe piedici uneori puse primarilor pentru că de-a lungul timpului am discutat cu foarte mulți edili din județul Hunedoara, care unii dintre ei se mai plâng și de birocrația mult prea stufoasă pentru zilele noastre, deși vorbim totuși despre facilitarea cumva acestor aspecte și despre ușurarea muncii, dar în practică, uneori, lucrurile nu sunt chiar așa. Astăzi vedem ce se mai întâmplă în comuna Ghelari, iar pentru a afla cât mai multe informații, l-am adus astăzi în fața dumneavoastră pe primarul comunei, pe domnul Iancu Emerson Toma. Bună ziua, bine ați revenit, domnule primar! Bună ziua și mulțumim pentru această invitație de a fi astăzi în mijlocul dumneavoastră și în același timp în mijlocul cetățenilor comunei și nu numai. E important să le spuneți pentru că sunt convinsă că aveți discuții frecvent și cu cetățenii, le explicați în mare parte despre ceea ce vă doriți, viziunea pe care o aveți pentru a dezvolta în continuare comunitatea pe care o reprezentați, dar uneori poate nu ajung chiar toate informațiile la ei și este bine ca prin intermediul nostru să le aduceți și să le aducem în atenție proiectele pe care le derulați, dar și planurile pe care le aveți în viitor pentru dezvoltarea comunității, așa cum spuneam. Sunt mulți bani care au ajuns sau care urmează să ajungă în țară, în județul Hunedoara și pe fonduri europene, în special pentru că sunt, din fericire, aveți de fapt aceste pârghii, chiar dacă unii dintre primari se plâng că nu au cum să ajungă la aceste proiecte, nu au cum să implementeze astfel de proiecte pe fonduri europene, iată că mai sunt și primari care vin și demonstrează că de fapt se poate, dacă se și muncește probabil pentru a ajunge în acest punct. Da, este adevărat și noi avem în momentul de față câteva proiecte care au fost aprobate și suntem la stadiu de a le implementa, să scoatem aceste lucrări și proiecte la licitație. Într-adevăr, există probleme referitoare la părțile acelea de cofinanțări, care toți primarii au probleme în acest sens. Am făcut bugetul în așa fel, l-am creionat și am depus mai multe proiecte care din momentul de față cam majoritatea lor sunt ok și din punctul acesta de cofinanțare. Aveți siguranța că proiectele vor ajunge de fapt la final pentru că ați reușit să puneți acei bani deoparte. Este un lucru foarte bun și fără aceste proiecte care sunt accesați bani europeni, este foarte greu de dezvoltarea unei comunități, mai ales în mediul rural. Proiectele cele guvernamentale, iar și banii din bugetul local nu pot să facă ca o comunitate rurală să poată să dezvolte. Așadar, acestea sunt un bun augur și un bun venit pentru a putea să mișcăm lucrurile și acolo la sat. În condițiile în care vorbim de milioane de euro care se adună așa proiect cu proiect, da. Și din bugetul local nici nu ar intra în discuție probabil realizarea unor astfel de investiții, din partea guvernului probabil de asemenea, că ar fi destul de complicat pentru fiecare comunitate să se aloce milioane de euro și avem numai în județul Hunedoara, să nu uităm, 69 de unități administrativ-teritoriale.
ar fi din nou aproape imposibil, doar dacă așa, printr-o minune, am fi un stat care să aibă o visterie destul de bogată, lucru care în prezent nu prea putem discuta despre acest aspect, vedem cu toții ce se întâmplă la nivel național. Haideți să vedem în prezent care sunt proiectele pe care le aveți în desfășurare, sunt șantiere deschise în comună, se lucrează, la ce se lucrează? În momentul de față noi nu avem decât un singur șantier care este făcut pe un proiect, acesta este un proiect pe AFIR, se lucrează în momentul de față la refacerea, reabilitarea terenului de sport a stadionului de acolo din localitate, este un proiect mai vechi care a avut o felul de întârzieri datorită unor avize, că, cum spunea și dumneavoastră la început, datorită acestor avize și birocrației, suntem întârziați, ceea ce dă un disconfort atât nouă celor care le implementăm și suntem lucrăm acolo în primărie, cât și cetățenilor care încep, dacă tot se amână lucrările și se terăgânează timpul, încep să nu mai creadă în realizarea acestor obiective. Ce aviză v-au pus probleme de data aceasta? Nu vreau să intru în discuțiile de genul acesta. Dar cam cert, când durează uneori să obțineți acele avize? Durează, pot să dureze de la câteva zile, săptămâni, luni și stăm și de un an și ceva după unele dintre avize. Destul de mult. Foarte mult timp. Uneori durează mai mult probabil decât implementarea în sine sau lucrările în sine. Nu, că lucrările acestea, cum sunt lucrările care vor începe pe apă, canal, o să dureze câțiva ani. Da, mă refeream aici la partea cu stadionul, da, cu acest teren stadion, de sport. Nu, acolo avizele acum s-au obținut, s-a început lucrările. Săptămâna asta se începe turnarea betonului și după aceea refacerea gardului și o să fie finalizat până la sfârșitul anului. Acesta este ceea ce avem în derulare în acest moment. Cum ați gândit? Va fi un stadion cu nocturnă? No. Va fi un stadion dedicat tuturor celor din comună? Sau cum? Eu, când am venit aici la primărie, am vrut în primul rând să fac câteva priorități și acelea au fost legate de a încerca să dezvoltăm ceva infrastructură atât pentru școli cât și pentru tineret, nefiind locuri de muncă în comună la noi, pentru că închiderea minii a pus în mare problemă rămânerea tinerilor acolo, dar măcar pentru sfârșitul de săptămână să putem să creăm locuri de recreere, și astfel am încercat să facem din bani locali, din bani de la buget, să reabilităm puțin zonele din centrale cu parcurile de joacă a copiilor, parcurile, și să încercăm să facem proiecte ca să dezvoltăm și mai mult infrastructura școlară. Sunteți profesori, era normal cumva să puneți poate mai mult accent față de alți primari poate pe partea aceasta de educație și de tot ceea ce ține de tineri, de copii. A fost unul din motivele care am mers pe această parte, dar și din discuțiile cu părinții, și știam și de când eram la catedră că foarte mulți părinți au probleme lucrând în Hunedoara, în Deva, fac naveta, nu au ce să facă cu copiii lor. Din momentul în care termină școala, mai ales vorbind de cei mici, și până când vin ei de la servici. Astfel, acum, în acest program care este făcut pe PNRR, pe componenta C10 de reabilitare termică, și cu celelalte două grădinițe acolo pentru reabilitare, și
pentru un programul care ține de dotarea și echiparea școlilor, acolo vom încerca să creăm condiții pentru ca după cursuri, după școală, copiii să poată rămâne acolo până când vin părinții după masa să ia acolo, să deci fie dotate și va cu pătuțuri. Un program prelungit. Da, un program prelungit. Noi trebuie să-l dotăm și după aceea vom cere și vom găsi soluțiile din punct de vedere al personalului cu inspectoratul școlar, dar la momentul respectiv, prima dată, principala problemă este cea de a începe lucrările. În ce stadiu este acum proiectul? Proiectele acestea pe C10 acum se vor scoate în cel mai scurt timp la licitație lucrările și va putea lucra și pe timp de iarnă, pentru că ele sunt în interior, se lucrează și la exterior, dar lucrăm în interior în prima fază. Acolo este și încălzire și se poate lucra și în interior, măcar pregătirea zonelor pentru ca în primăvară să se poate direct trece la așa zisa renovare. Sunt șanse ca începând cu noul an școlar 2024-2025 să fie date noi, în noi asta vrem. Eu eram un pic mai optimist în primăvară. Mai că nu țin toate de dumneavoastră, aici e problema. Nu țin toate de mine și asta spuneam, că creez și disconfort, și dacă sunt aici la dumneavoastră, vreau încă o dată să le mulțumesc părinților pentru faptul că au înțeles disconfortul pe care l-am creat prin mutarea copiilor de la grădiniță în incinta liceului, pentru că ca să putem să eliberăm spațiul de la grădiniță, ca în momentul în care licitația se finalizează, lucrările să înceapă în cel mai scurt timp. Așa dura până când se muta mobilierul, echipamente și toate. S-ar fi îngreunat procesul. Da, s-a îngreunat, exact. Pentru că eu am... Oricum le-ați creat, mă gândesc, condiții optime și în cadrul liceului. Da, au toate condițiile acolo, de la căldură și chiar și doamna directora școlii cu muncitorii de acolo a creat și cabine la toaletă și toalete și chiuvete pentru adaptate vârsta pentru lor. Ei care sunt închise și le folosesc doar ei, și asta a fost la început un disconfort și părinții nu le-a prea convenit, au înțeles că mai există și astfel de momente și trebuie să trecem peste ele pentru ca să privim în viitor, ca viitorul să fie schimbat prin a le face toate așa, fără a crea astfel de probleme, este mai greu. Deci, la capitolul școli, să înțeleg că ați reușit cât de cât să puneți la punct toate lucrurile. Vorbim și despre lucrări de eficientizare energetică, pentru că e important și acest aspect. Acum, aceste proiecte de reabilitare energetică, acest lucru fac. La grădiniță o să fie sistemul de încălzire prin pardoseală. O să se pună pompe de căldură, să reabilitează, deci să anvelopează, să schimbă lemnăria, geamurile, termopanele, deși sunt termopane, dar o să fie puse altele, pentru că cerințele Uniunii Europene cer anumite standarde. Și probabil că veți avea nevoie și de autorizație de la ISU și atunci trebuie să respectați toate normele în vigoare, în primul rând pentru siguranța celor care se află acolo, și cadre didactice și copii. Da. Toate o să fie făcute la standardele care sunt impuse de
Uniunea Europeană, pentru că ei sunt cei care dau acești bani și e normal ca să impună și anumite standarde. Și până la urmă sunt unele standarde de bun simț, dacă stăm să ne gândim, și pentru confortul profesorilor și pentru confortul copiilor, și atunci când vorbim de dotări, clar este nevoie și cumva să se adapteze acestui secol, pentru că au nevoie de toate cele necesare. O să se doteze școala cu echipamente de la mobilier până la, o să fie făcută din nou încă o sală de informatică dotată prin acest proiect, prin aceste proiecte, uh-huh. sunt separate, una de dotare și una de reabilitare a aceasta energetică. O să fie dotate sălile de clasă cu mobilier nou, o să fie echipat cabinetul de informatică cu calculatoare, cu device-uri de ultimă generație, cu table inteligente, sunt în momentul de față table inteligente, cu tot ceea ce înseamnă a putea ține ore și cursuri în standarde. Sperăm ca acest lucru să fie posibil de la începutul anului școlar viitor. În ceea ce privește transportul elevilor, reușiți să le puneți la dispoziție microbuze? Se tot vorbește acum și de acele microbuze electrice. Ați reușit să faceți și din acest punct de vedere o schimbare, să spunem? Noi am avut acolo, școala a fost dotată cu un microbuz școlar, dar nu este electric. Este un microbuz școlar care aduce copiii din satele învecinate, îi aduce la școală și duce înapoi. Mai e suficient nu este suficient, pentru că acolo este problema că dacă mai avea încă unul, atunci am putea face transportul și din locurile mai îndepărtate din localitate, având în vedere că avem câteva străzi care sunt, lungimea lor este mare, iar distanța între școală și unii dintre copii este de 2-3 km. Am putea... Distanță pe care o parcurg zilnic pe jos, pentru că un singur microbuz nu poate să facă aceste trasee, pentru că este... Durata timpului de la primul traseu până la ultimul este destul de mare și ar urma ca unii copii să nu poată să ajungă la școală decât după 40 de minute, 50 de minute, după o oră, sau eventual alții să stea o oră până înainte de cursuri, ceea ce nu se poate face. Și vorbim aici de copii de câțiva ani, anișori, adică e destul de complicat. Da, sunt și pentru copii mici. Ce soluție ați putea găsi din acest punct de vedere pentru a mai primi un microbuz școlar? Acum suntem prinși în sistemul de a fi dotat și cu un microbuz electric. Asta este făcut prin inspectorat. În momentul de față, sincer, nici nu știu în ce stadiu e. Stadiul este avansat, pentru că ce am văzut și eu din presă și ce am citit, n-am mai discutat. Deci urmează ceva, să primească și Comuna Ghelari un astfel de microbuz. Da. Și atunci, practic, ați putea să rezolvați și această problemă a copiilor care sunt nevoiți să parcurgă mai mulți kilometri pe jos în prezent. Da, asta este și dar nu știți noastră deocamdată când va ajunge. Păi, în cel mai scurt timp trebuie să ajungă. Ele, din anul școlar viitor, cred că vor fi funcționale. Proiectele care s-au făcut și pe infrastructura rutieră în județ, deja au început să ajungă microbuzele, am văzut autobuzele electrice și în Valea Jiului. Exact, și probabil, proiectul Green Line. Da, și probabil așa se va întâmpla și cu cele școlare. Aici e un pic mai delicată, pentru că sunt foarte multe localități care beneficiază de acest proiect. Noi tot prin PNRR
Și avem și o altă măsură prin AFM să creează și să implementează și să fac stații de încărcare și la școli. Acum cu reabilitarea o să fie montate și stații de încărcare a vehiculelor electrice și ne adaptăm și noi cerințelor de cum este și normal până la urmă, așa cum spuneam puțin mai devreme, pârghii există, mai trebuie și dorință uneori pentru a putea să ajungeți în acest punct de a și implementa astfel de proiecte, nu doar de a le scrie și a le depune, pentru că până la urmă cred că lupta între primari, să spunem, ar trebui să fie cu proiectele care deja sunt finalizate, nu cu cele care se află la stadiu de dorință doar și atât. Dar așa este. Și noi avem multe proiecte care sunt depuse în momentul până acum cât vorbeam aici. Acestea sunt care sunt, este vorba de proiecte care sunt aprobate și sunt în stadiu de a fi făcută. Ele se vor realiza, nu mai există niciun risc de a nu ajunge acești bani în comunitate. Timpul este și terminarea acestor lucrări depinde atât de constructorii care vor fi. Un alt mare of al unor primari. Da. Aveți probleme din acest punct de vedere cu constructorii, cu modul în care își desfășoară activitatea? Eu am preluat niște proiecte cu finalizarea unor drumuri comunale și unor străzi. Proiectul a fost de până în 2020, l-am finalizat eu în 2022. Aceste drumuri n-am avut probleme din acest punct de vedere cu firma care a făcut a fost făcut norocos, lucrările. Unul dintre primarii norocoși din acest punct de vedere. Le-au făcut lucrările bune. Și dacă tot ați amintit de drumuri, pentru mare parte dintre cetățeni este important să aibă o infrastructură rutieră bine pusă la punct, să aibă, bineînțeles, și toate utilitățile, dacă se poate, pentru că sunt foarte mulți care în ultimii ani și probabil că pandemia cumva i-a făcut să-și îndrepte mai mult atenția către mediul rural și să plece așa din orașe. Mulți și-au achiziționat terenuri, case și așa mai departe și atunci au cumva această dorință de a avea cam aceleași standarde și în mediul rural. Până la urmă, aceste proiecte și despre cele despre care am discutat puțin mai devreme, că și infrastructura școlară contează și cea medicală și așa mai departe, dar și infrastructura rutieră este un punct esențial. Ați reușit să puneți la punct drumurile din comună, străzile, mă gândesc că mai sunt unele zone în care poate au fost construite case recent și atunci sunteți cumva nevoiți să le facilitați accesul către locuințe și acelor persoane. Da, în marea majoritate străzile din comună sunt modernizate prin asfaltate prin vechile programe, fostele programe PNDL 1, PNDL 2. Atunci s-au reabilitat 80% din drumuri. Mai avem în Ghelar, în momentul de față, un drum vicinal care leagă localitatea, satul Ghelar, de satul Govăjdia, unde sunt și niște case, acela a fost omis atunci, înainte, din PNDL. Mai avem în Cătunul Mănăstire un drum, mai avem în localitatea Ghelar un drum care este stradă, dar este și drum județean. Ele n-au fost prins în PNDL, noi le-am prins acum, sunt depuse pe Angel Saligny, dar n-am primit finanțare pe ele pentru că s-a decis, și mi se pare normal acest lucru, s-a decis că cine primește, câștigă și primește finanțare pentru canal și apă, să nu primească drumuri, pentru că
acest lucru o să fie un impediment, pentru că cu siguranță avizele pentru drumuri și implementarea proiectului este cert, este mai mic decât apa și canalul, și ajungi la situația în care ai făcut drumul și când l-ai făcut vin cei cu apa și canal și îl taie. Și atunci viziunea noastră a echipei din primărie acolo este ca acum când demarăm proiectul de apă și canal cu cine va fi constructorul, să vedem și să începem să demarăm lucrările în acele zone în care drumurile nu sunt modernizate, ca după aceea să realizăm lucrarea și în drumurile care sunt modernizate, pentru ca să putem să accesăm și banii pentru reabilitarea și modernizarea drumului după ce infrastructura de apă, canal, este finalizată. Deci atât că le-ați dat o veste bună celor veste din comună și privire la aceste lucruri. Și Consiliul Județean vine cu o veste bună. Drum nou spre Poienița Voinii. Au început lucrările de reabilitare a sectorului de drum județean 687E, Ruda, spre Poienița Voinii, între kilometrii 21-24. Proiectul are o valoare de 6,9 milioane de lei, finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini și din bugetul propriu al Consiliului Județean Hunedoara. Deci iată că lucrurile avansează și din acest punct de vedere. Da, urma să spun și acest lucru, da, Consiliul Județean și președintele Consiliului Județean Laurențiu Nistor a promis acolo și la festival, că la festivalul Drăgan Muntean Pădurenilor, la festivalul Pădurenilor, că vor începe în cel mai scurt timp lucrările la acest drum, lucru care s-a și întâmplat, iar în cel mai scurt timp vor începe lucrările și pe drumul județean Govășdea spre Lelese. Pentru că și eu mulțumesc pe această cale și celor de la Consiliul Județean, pentru că este un drum care deservește și locuitorii comunei Ghelar și vă dați seama că e un plus pentru noi și acest drum, că va fi în scurt timp reabilitat și el. Și să nu uităm, Ținutul Pădurenilor este destul de vizitat de către toți românii, cred, și nu greșesc când spun acest lucru, și nu numai, este o zonă absolut superbă și este păcat să nu faciliteze administrațiile din județ accesul spre aceste zone, pentru că trebuie puse în valoare și prin aceste proiecte, până la urmă, se contribuie foarte mult la punerea în valoare și mai mult a acestor zone, a oamenilor, a tradițiilor de aici, care trebuie cât putem și cât puteți să le păstrați. Da, este adevărat. Prin aceste și prin aceste infrastructuri de drumuri în Ținutul Pădurenilor și nu numai, în tot județul, prin proiectele care s-au adus de către, dar nu este, dar pot să mulțumesc și eu pe această cale celor care le-au implementat, Consiliul Județean, președintele Consiliului Județean, pentru că au făcut proiecte și au implementat proiecte în infrastructura aceasta rutieră care leagă zonele județului Hunedoara și au reabilitat drumuri care erau pline de gropi, erau aproape impracticabile pentru mașini care sunt joase și nu puteai să ajungi dintr-o parte a județului decât prin ocolișuri foarte mari, ceea ce e un impediment pentru mișcarea oamenilor, a turiștilor,
în... Și de multe ori unii și refuză să mai meargă în astfel de zone. Vedem ce s-a întâmplat și cred că încă se mai întâmplă și în zona Cinciș și așa mai departe. Sunt oameni care pur și simplu și-ar dori să ajungă acolo, să petreacă poate un weekend sau chiar mai mult, însă nu o fac din cauza drumurilor. Și tocmai de aceea am și accentuat acest lucru, că este extrem de important ca infrastructura rutieră să fie una foarte bine pusă la punct, pentru că mai apoi celelalte lucruri se mai aranjează ele cumva, dar accesul este foarte important. Spuneați puțin mai devreme de apă și canalizare. Un alt aspect și un alt avantaj pentru cei care locuiesc în zonă reprezintă aceste utilități. Ați reușit și aici să aduceți fondurile necesare, da, să atrageți banii necesari pentru a implementa acest proiect. Da, este un proiect mare, un proiect amplu care ajunge la undeva la 47 de milioane de lei. Este un proiect care va demara cât de curând, vorbim de luni aici, dar un proiect care cu siguranță va crea și disconfort când va fi implementat în străzile care sunt străzi înguste și pe strada principală a localității. În prezent există apă canalizare, vreo zonă? În prezent există apă în toată, în satul Ghelar. Există apă în satul Ghelar și Cătunul Mănăstire și în satul Ruda. Mai trebuie rețeaua de apă în satul Govăjdie și Plop, iar rețeaua de canalizare va fi făcută pentru toate satele din comuna Ghelar, în momentul de față fiind doar cartierul de blocuri și cu casele din acea zonă racordată la sistemul de canalizare, care este unul vechi, învechit și care nu mai corespunde normelor. Deci va fi schimbată rețeaua și acolo. Și va fi făcută rețea nouă, atât de apă, atât și de canal. Ce ați simțit când ați văzut că s-a aprobat acest proiect? Acest proiect a fost aprobat anul trecut. Ce să simt? M-am bucurat foarte mult și am mulțumit tuturor celor care m-au sprijinit în implementarea și în obținerea acestei finanțări. Cu siguranță, pe lângă disconfortul care urmează să fie creat, așa cum spuneați și dumneavoastră, într-un final și oamenii vor fi cu siguranță extrem de mulțumiți că vor avea apă canalizare, care sunt atât de importante. Când vor începe lucrările, cu siguranță voi avea discuții pe fiecare stradă cu cei din zonă. O să ne cerem scuze pentru disconfortul care îl creăm, dar trebuie și dânsii și oamenii de acolo să înțeleagă că acest disconfort creat pe o perioadă scurtă va fi un plus valoare și va da o altă valoare și terenurilor și caselor de acolo din zonă, deși sunt foarte puține case care... Dar poate așa veți avea șanse de a repopula cumva aceste zone, cine știe, de ce nu? Ne-am bucurat. Că tot vorbim de o depopulare așa masivă în mediul rural, în toate zonele țării până la urmă, pentru că nu este Hunedoara mai nimic diferită din acest punct de vedere. Sunt foarte mulți care au ales să migreze fie în orașele mai mari ale țării, fie în străinătate și atunci poate aceste proiecte să-i atragă, să-i readucă cumva pe români înapoi acasă. În prezent acest proiect de apă canalizare se află în licitație, preconizați că... Nu este în licitație, acum se încarcă fișa. Urmează licitația. Și urmează licitația. În același timp și pe această cale, că n-am făcut încă un anunț public nici chiar pe Facebook, doar ce au mai auzit și s-a mai discutat așa din gură în gură, cum se spune. Săptămâna trecută am primit vestea că a fost aprobat și proiectul pentru gaze. La noi un proiect mare care este în valoare de
peste 36 de milioane de lei, un proiect care acum, fiind aprobat și suma, deja am început să demarăm documentațiile, să facem documentațiile, să depunem documentațiile pentru avize și pentru avize, ca anul viitor să încercăm și acest proiect să îl scoatem la licitație și să demarăm lucrările. Acest proiect este un proiect care la care se vor racorda undeva la 500-600 de gospodării. Un calcul al nostru, din câte rețin, nu mai știu precis. Deci nu toate. Undeva la 580 de gospodării în prima fază. Păi aproape toate. Dar oricum vom face rețeaua în așa fel încât să fie dusă în fiecare, pe fiecare stradă, ca și dacă există ceva, câteva case mai îndepărtate, să poată fi legate chiar cu sprijinul primăriei, pentru că aducând gazul și rețeaua acolo, atunci altfel se pot mișca lucrurile. Acest este un lucru bun și un confort pe care o să-l dea multora din locuitorii Comunei Ghelar. Este un proiect pe Angel Salini, un proiect pe care l-ați câștigat, da, și iată, da, acum se află aproape în linie dreaptă. Da. Este ca și proiectul cu apa și canalul. Deci este un proiect la care a fost aprobat. Acum urmează să ne mișcăm și noi repede cu obținerea avizelor și ca să putem să scoatem această lucrare la licitație și să dăm drumul la lucrări. Dumneavoastră vă mișcați repede cu avizele, acum să vedem și avizele când vin, nu? Da. Există și un termen limită până când trebuie să implementați aceste proiecte? Există, dar nu vă pot da, dar e vorba aici. Vă veți încadra în, da, bineînțeles, principiul cu aceste, da, termene date de, mă rog, care sunt în aceste proiecte. Iată că vor avea locuitorii Comunei Ghelari și apă și canalizare și rețea de gaze naturale, pentru că în prezent se folosește doar lemn, nu încălzire cu lemn. Doar lemn. Și primăria, și școlile, și în gospodării. Aici, și cel mai mare disconfort la încălzirea cu lemn o întâmpină locuitorii comunei care stau la bloc, care trebuie să depoziteze odată, nu au unde să depoziteze și depozitează pe spațiu public acolo lemnele, după aceea trebuie să le transporte sus în apartamente. Pe lângă faptul că mulți sunt pensionari și sunt mai în vârstă, este greu și din acest punct de vedere, și lucru altă problemă este și faptul că depozitarea lor pe spațiile de lângă blocuri, din spatele blocurilor, creează și o imagine care nu este prea bună. Eu am un obiectiv și cu echipa mea de acolo să facem și aceste spații dintre blocuri, după ce vom finaliza apa și canalul, să aceste spații verzi. Ele există în unele, la unele blocuri sunt chiar bine întreținute de locuitorii din acele blocuri, cei care sunt mai gospodari pe această care chiar le mulțumesc celor care sunt alături și de noi ca și administrație și care în timpul acela liber, chiar dacă sunt mai în vârstă, pun mâna și își fac acele zone să fie primitoare și
să arate și bine, ca imagine. Mai sunt oameni care nu așteaptă ca primarul să facă tot. Să facă exact chiar tot și dacă se poate și în locuință cumva să mergeți acolo, să le faceți curățenie. Deci vă cheamă și pentru, pentru orice. Orice lucrare, nu? La sat, față de oraș, fiecare cetățean are numărul de telefon și a primarului și a viceprimarului și te sună direct. În orașe nu se întâmplă, nu poți să aibă toți locuitorii, dar la noi e foarte simplu să facem rost de numărul de telefon, fapt pentru care m-a și făcut să nu achiziționez un număr de telefon pe primărie, să fie număr de telefon de serviciu, pentru că să umblu cu două telefoane în buzunar, oricum toți locuitorii mă cunosc și au numărul meu care l-am de zeci de ani. Le și răspundeți, nu? Răspund, normal, dar dacă sunt, de exemplu, și acum, dacă, probabil dacă mă uit la telefon, am apeluri, dacă sunt undeva și dau, închid telefonul, automat când îl deschid văd foarte multe apeluri, o să-i mai apelez eu, dacă nu mă apelează ei, că sunt care nu... Cu siguranță nu renunță, nu vă insistă, de fapt, să vă găsească. Ceea dacă ce până la urmă vin, e și normal să este le normal și răspunde și deși, să-i ajutați cu ceea ce puteți. Deși avem zile de audiență, audiența într-o comună este zilnică, pentru că omul îți vine direct, noi nu avem pază, instituția este mai mică ca în UAT-urile de orașe și acolo intră și te trezești cu el la ușă. Nu poți să nu primești omul și să-l asculți. Să-l trimiți acasă pentru că nu e ziua de audiență. Dacă nu? Poți să-l rezolvi, dar el este bucuros dacă poate să îi vorbească cuiva și să fie ascultat. Până la urmă, sunt situații în care nu au cui să se adreseze, nu știu cui ar trebui, cărei instituții să se adreseze pentru problemele pe care ei le au și atunci vin la domnul primar că el ne rezolvă cu orice, nu? Moașa comunală. Sunt unele primării care au reușit și prin Compania Națională de Investiții să mai atragă unele investiții în zona lor. Ați reușit și dumneavoastră acest lucru prin Compania Națională de Investiții? Din păcate, încă nu am reușit prin Compania Națională de Investiții să implementăm niciun proiect. Am depus acolo mai multe proiecte pentru căminul cultural, dar pentru casa de cultură, că avem acolo în localitate făcut o casă de cultură, o sală în care se făceau spectacole și film tip amfiteatru, modernă, făcută înainte de 90, care a intrat puțin în deteriorare, s-au infiltrat într-o perioadă și apă prin acoperiș. Acum s-a reabilitat, s-a făcut și ceva la acoperiș, nu mai intră acum momentan apă. Ați făcut lucrări de reparații. Da, am reparat, dar necesită și lucrări înăuntru, pentru că s-a făcut igrasie. Ea nu este într-o sală, într-o bună să fie primitoare pentru un spectacol. S-au asistat de la pandemie încoace, nu s-a mai făcut niciun spectacol acolo. Eu aș vrea să anul viitor să încep din nou să fac ceva spectacole acolo, pentru că am început să facem și reparații, am schimbat și geamurile, ușile, am pus... Cu ce bani? Din bugetul local? Din bugetul local și am început să o reparăm și să o reabilităm cât ne stă în putință cu fondurile pe care le avem și să-i dăm funcțiune în continuare. Mai am depus acolo un proiect pe furnal pentru un dispensar. Cel pe furnal este într-o fază mai avansată, având în vedere că Compania Națională de Investiții ne-a cerut deja de anul trecut din iarnă, ne-a cerut predarea amplasamentului, am făcut hotărârea de Consiliu Local,
am predat amplasamentului Companiei Naționale de Investiții. Acum ne aflăm cu proiectantul și cu cei de la Compania Națională de Investiții în discuții, pentru că la proiect există o problemă cu un picior al podului care era acolo la Furnal, care traversează și o parte din el este pe un CFU care nu este al comunei, dar lucrurile s-au demarat și s-a făcut acest pas. Ce ar urma să se întâmple cu Furnalul de la Govăjdie, dacă acest proiect va primi și finanțare? Dacă acest proiect va primi finanțare, și noi sperăm să primească finanțare, va fi redat acest furnal circuitului turistic, va fi încă un complex, pentru că acolo va fi un complex cu tot ce înseamnă furnal, un spațiu pentru un mic punct muzeistic, și va fi un loc unde cu siguranță vor veni turiști. Și fiind și infrastructura rutieră în zona aceea una bună, el va fi un obiectiv turistic care cu siguranță va fi un punct important în turism și în zona noastră și în al județului Hunedoara. Este un proiect destul de ambițios. Un proiect mare, ambițios și care e și foarte costisitor. De ce sume vorbim aici? Nu vă pot spune că n-am. Deci deocamdată nu... Nu, există, dar nu le-am memorat aceste sume, că s-au făcut acolo. Oricum, atât de mulți ani nu s-a făcut mai nimic cu acest furnal, deși un obiectiv care s-a aflat pe buzele multor decidenți, poate la un moment dat, dar iată că abia acum lucrurile ar putea să fie creionate și ar putea să se transforme, de fapt, în ceva palpabil. Noi sperăm acest lucru. În ceea ce privește partea de sănătate, aici ați reușit, nu știu, aveți dispensar, e pusă de fapt la punct și această infrastructură? Din acest punct de vedere avem un minus aici, infrastructura făcută de comunitate nu există, acolo la noi în localitate au fost două puncte medicale, unul fiind un spital care în anii 70 funcționa și maternitate, eu acolo m-am născut, în localitate, după care după anii 90 el n-a mai funcționat ca și spital și a devenit în ultimul timp doar punctul de cabinet medical a unui medic de familie. El a fost vândut cu ani în urmă, nu mai știu, în anii 2000 a fost vândut medicului care acum are cabinetul de familie. Noi am depus un proiect pentru un dispensar medical tot la CNI, încercăm să-l depunem și pe alte proiecte, pentru alte surse de finanțare, pentru că acolo a mai existat un dispensar medical pe lângă acest spital, care acum se află într-o stare jalnică. Și vă gândiți să-l reabilitați pe acela? Cu bani, da, pentru că ne gândim că acolo să fie făcut și un cabinet de stomatologie, de reumatologie, adică un cabinet care să fie dotat și în acest sens, să poată veni măcar o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână medici, chiar de la, să facem un parteneriat cu cei de la pensionari, că iau astfel de servicii, pentru că se solicită și ei sunt nevoiți să meargă la Hunedoara, probabil, să fac, nu? Diferite caravane pe această zonă
de sănătate, ele se țin în sălile de ședințe a primăriei și nu este normal. Și mă gândesc că sunt normal. Mulți oameni care vin, da, și atunci și când sunt aceste sunt caravane. Sunt foarte mulți oameni care vin. Iar celălalt spațiu unde există cabinetul acela medical privat. Este un spațiu privat pe care l-a dotat medicul de familie, dar în care nu putem noi să facem servicii. Să facem noi servicii și... Deci aveți pe lista dorințelor, să spunem, și acest dispensar. De mare importanță acest lucru să fie implementat acolo. Sănătatea, educația trebuie să fie cumva prioritare și până la urmă este baza pe care fiecare dintre noi creștem. Acum, cum alegem să facem lucrul ăsta, este o altă discuție. Domnule primar, suntem la final de emisiune, 2024, nu mai alegeri, sau administrația în general va mai avea timp să se ocupe și de administrație sau numai de politică? Administrația trebuie să se ocupe în primul rând de administrație, iar votul va fi dat în funcție de ceea ce facem în administrație și nu de campaniile pentru alegeri. Eu sper să mișcăm lucruri, ca oamenii să vadă că facem și nu vorbim. N-am avut proiecte acolo, cu echipa care a fost contestată de unii, pentru că așa se întâmplă și ne asumăm acest lucru când candidăm la anumite funcții, că nu pot să fie toate bune și tot să te laude, că atunci iarăși nu este bine. Și dacă mișcăm lucrurile și facem, oamenii văd că faci, iar campania și votul este dat de ceea ce facem și nu de ceea ce spunem că facem. Deci veți candida anul viitor, să înțeleg din cele spuse de dumneavoastră. Păi, până în momentul de față, voi candida anul viitor, pentru că am început multe proiecte și vreau să le duc la bun sfârșit. Pentru că dacă n-am avut să pun mâna pe niciun proiect care a fost implementat, după ce le-am câștigat, mi se pare normal să le și implementez și după aceea mai vom vedea ce vom face pe viitor. Să vă și bucurați de ele, da. Nu de aceste proiecte, da, pe care ați reușit să le implementați. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Am ajuns la final destul de repede pentru că am mai fi avut multe de discutat, dar vă mai așteptăm aici la noi pentru a ne spune și planurile de viitor, că mă gândesc că aveți așa deja o proiecție a ceea ce o să însemne poate ghelari peste 10-20 de ani, de ce nu? Mulțumesc tare. Și eu mulțumesc pentru invitație și numai bine tuturor. Să fim sănătoși cu toții, că asta e cel mai important. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Să aveți o după masă frumoasă, numai bine.